Mulțumesc. Despre centrele de plasament din România. Cunoaștem cu toții situația centrelor de plasament. Știm că, din păcate, de acolo foarte puțini copii ies pregătiți pentru viață și foarte puțini copii reușesc în viață să realizeze ceva. De asemenea, din statistică, aflăm că, în medie, din păcate, un copil pe zi moare. Moare din cauza unor boli, din cauza condițiilor pe care le au acolo și probabil din cauza nivelului de îngrijire de care beneficiază acolo. Un grup de 54 de deputați am propus o comisie parlamentară pentru anchetarea condițiilor în care trăiesc acești copii. În decembrie s-a depus această cerere. Din păcate, birocrația se observă și în Parlament. După 3 luni a venit un răspuns foarte evaziv că în regulament s-a inserat cuvântul situația copiilor din centrele de plasament față de cerere unde scria situația din centrele de plasament. Dacă am ajuns pentru un cuvânt să tergiversăm o astfel de inițiativă, care eu cred că este foarte importantă, sunt mulți copii instituționalizați, statul în afara unei obligații morale de a avea grijă de acești copii fără părinți în mod special sau cu familii dezorganizate, în afară de acest lucru, are obligația să se ocupe de acest copii pentru că și din punct de vedere material, cheltuielile sunt mult mai mari după ce acești copii ajung la maturitate și nu se integrează în societate și, din păcate, vedem o parte dintre ei copii ai străzii sau delicvenți ajung în pușcării. Cred că lucrurile trebuie gândite cu totul altfel. Cred că semnalul de debirocratizare a României trebuie să vină chiar de aici, din Parlament, și noi trebuie să avem o atitudine foarte fermă. Am depus actele din nou, schimbând acel cuvânt. Sper să nu mai treacă încă 3 luni până se va hotărâ ca această comisie să funcționeze, mai ales că această comisie are un rol și o gândire pozitivă. Vrem să vedem care sunt problemele, vrem să venim cu propuneri în Parlament pentru a îmbunătăți această situație, vrem să sprijinim guvernul prin propunerile noastre ca această situație să se rezolve. Dacă mai acoperim lucrurile reale prin care trece România și nu venim să le prezentăm ferm, cu bun simț și cu dorința de a le soluționa, nu cred că o să facem pași importanți în dezvoltarea țării, în rezolvarea problemelor țării. Așteptăm cu interes următorii pași și sper ca această comisie să funcționeze cât mai repede. Mulțumesc, deputat Guran Virgil.